Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, mă numesc Zidana Uzacna, bun venit pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Uzacna. Vă salut, dragii mei prieteni, astăzi am făcut purjoale împlute cu ciuperci. Uitați-vă cât de frumos ele arată, arată formidabil, ia uitați-vă cât sunt de frumos. Au foarte mult ciuperci, ia uitați-vă, da, și mult carne, dar într-adevăr are un secret. Cum le împlem noi cu ciuperci. Da? Într-adevăr, gustoasă, gustoasă, gustoasă. Arată nemaipomenit de bine. Așa. Ia uitează cât de frumoasă ele arată. Eu le pun aici ca să curg de ulei. Le coc în ulei de măsline. Formidabil de gustoasă. Am toată rețeta, pas cu pas, îți vă arăt cum am făcut eu aceste minunate purjoale împlute cu ciuperci. Mai întâi ce pregătim noi, eu am aici o tigaie, o tava, îi adaug 2-3 linguri de ulei de măsline, 2 cepi, le călesc bine, eu de data asta am pus ceapă roșie și după ce călesc ceapa, eu pun 4-5 hribi sau ciuperci de care ai tu. Le tai și pe el mărunt. După ce scălești ceapa bine, adaug ciupercile. Ceapa mea scălește bine, adaug și ciupercile, le-am tăiat așa în rudii, le călesc și pe ele pe toate, ca să le moi. Este carnea tocată deja, tocat piept de pui, voi face cu piept de pui și călesc ceapa și cu ciupercile. Și percoțele mele s-au călit bine și le las să răcească. Hribii sau ciupercile în felul următor. Așa, le las să răcească și apoi vin cu toată rețeta. Deci eu am bine ciupercoțele mele călite. Eu am cărnița mea, dar aici eu am ceva interesant. Ia uitați-vă. Așa. Niște wafe de astea care noi le cumpărăm. Care noi le facem cu miez de nuc, cu caramelă. Ele nu sunt sărate, ele nu sunt dulci, dar sunt foarte bune și gustoase. Și în felul următor, eu îmi amestec ciupercuțele cu carnea tocată. Adaug sare. Adaug piper negru, absolut totul, așa, amestec bine, bine, ca să moi. Condimente, sare după gust. Așa. Amestec bine, bine toată tocănița mea. După ce am amestecat toată cărnița mea cu ciupercile, eu am luat foaia mea și întind cărnița așa pe ea. Cărniță tocat cu ciupercile. O las câteva minute că ea să moaie. Întind foarte bine,
ca să nu fie groasă, groasă. Așa. Și apoi vă arăt tot secretul. Așa. Fac 2-3. Primesc foarte gustos. Nu cu gustos, dar foarte gustos. Una peste alta, puțin ca ele se moaie. Iar din nou pun deasupra. Așa ia. În felul următor, ia uitați cât de bine le-am aranjat, da? Și acum le las câteva minute să moaie bine, bine și apoi le învârt ca pe o ruladă. Și după ce puțin s-au muiat, ia uitați-vă și ce fac eu. Așa, ia vedeți, iară le învârt bine. Așa, și pe asta la fel, ca să fac așa o ruladă. Le fac pe toate în felul următor. Așa le tai pe toate și le merg la prăjit. Așa, deci am bătut 2-3 ouă de casă, am pus tigaia cu ulei la încins, am aici bucățele mele, așa, le moi foarte bine în ou, le scutur bine, așa, și le pun la prăjit, la foc încet, 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 în felul următor. Așa procedez cu toate, deci, fârjulițele mele. Așa, la foc încet, nu uităm, de foc încet. Așa încet, așa fac cu toate.